Rezultatele la simularea națională a examenului de bacalaureat s-au centralizat la finele săptămânii trecute. Chiar dacă procentul pe materie este cât de cât mulțumitor, per total, dacă în loc de simulare ar fi avut loc examenul real, doar puțin peste 40% dintre elevii claselor a 12-a din județul Hunedoara ar fi promovat examenul maturității, cu o medie egală sau mai mare de 6. Prezența la simulare a fost de peste 70% și asta pentru că majoritatea celor de la Seral și de la frecvență redusă nu s-au prezentat la simularea care a avut loc în perioada 4-7 martie și cu siguranță nu se vor prezenta nici la examenul de bacalaureată din vară, spun surse din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. Pentru a trece de probă e necesară o notă de minim 5, însă examenul este promovat dacă media tuturor probelor scrise este mai mare sau egală cu 6. Doar 40% dintre liceenii din anii terminali ar fi trecut bacul dacă în loc de simulare ar fi participat la examenul real. Dacă ne uităm pe discipline, la limba și literatură română, procentul notelor peste 5 este de 57,06%, la limba și literatura maternă 63,15%, la proba obligatorie a profilului avem matematică, istorie 59,21%, iar la disciplina la alegere, în funcție de profil și specializare, este de 63,80%. Câți dintre cei care au dat simularea ar lua, să zicem, bacul? Ați făcut așa un calcul? Da, 40%. Faptul că simulările examenelor sunt lipsite de miză determină o lipsă de implicare a elevilor în obținerea unor note de trecere, motivează reprezentanții Inspectoratului Școlar procentul scăzut de promovabilitate. Ca de obicei, se încearcă o remediere a situației în perioada următoare. Categoric, în timpul pe care îl avem la dispoziție până la examenul propriu-zis, vom pune accent mai mare pe pregătirea elevilor pentru și a viitorilor absolvenți pentru examen. În fiecare an la simulare notele au fost mai mici. În primul rând știm că nu au finalizat pregătirea, să spun așa, fiecare elev pentru fiecare disciplină de examen. În al doilea rând nu se consemnează notele în catalog decât dacă există o solicitare scrisă din partea elevilor majori sau a părinților în cazul elevilor minori. Și atunci vreau să vă spun că nu se mobilizează și nu se concentrează foarte tare, având în vedere că nu există o miză din acest punct de vedere.